Mircea Badea, război total cu poliția, nu am înțeles despre ce e vorba, ca atare nu mă duc. M-am inspirat de la Efadna. Mircea Badea a comentat în emisiunea pe care o moderează la Antena 3 invitația pe care a primit-o de a se prezenta la secția de poliție. Realizatorul a declarat ce nu se va duce, pentru ce nu a înțeles despre ce este vorba aici. A fost inspirat de Efadna, care de invitat de mai multe ori la Comisia Parlamentară de Anchet privind alegerile prezidențiale din 2009, a refuzat de fiecare dată. Mâine ar fi trebuit, conform hârtiei pe care am primit-o de la poliție, să mă duc la poliție. Reiau pe scurt, am primit o hârtie de la poliție să mă duc mâine, la ora 10, la ordine public, ca să clarific ce am scris eu pe Facebook acum 2 luni, în cazul poliistului pedofil. Doar ce nu era o citaie ca o citaie. Am primit tone de citaie. Am primit mandat de aducere. Dacă avea câte 1000 de euro pentru fiecare citaie pe care am primit-o în via asta, m-a numit George Soros, nu avea nici eu legături cu ongurile pe care le sponsorizez. Nu am înțeles despre ce e vorba, ca atare nu mă duc mâine. M-am inspirat de la Efadna, ea a fost citat de nenumărate ori la o comisie parlamentară, nu a catadixit niciodată să se duc, ca atare vreau să fac ca ea. Nu știu de ce mă cheam. E un dosar penal? Dacă da, trebuie să scriem citaie. Nu e cazul. Tot de la Covesi, am făcut un răspuns scris, o să vă arat faxul cu confirmare de primire, a declarat Mircea Badea.